Bine v-am regăsit la Vorba Poveștii și săptămâna care a trecut a fost una încărcată de evenimente, astfel că o să avem despre ce să vorbim și ce să explicăm. Pentru că la Vorba Poveștii aflăm ce se află în spatele știrilor, aflăm ce înseamnă de fapt toate poveștile pe care ni le spun unii sau alții și pe care colegii mei de la știri vi le prezintă, bineînțeles, în forma aia prescurtată pe care o are orice știre din lumea asta, orice știre de televiziune. Începem cu începutul, transparență la Consiliul Județean Hunedoara. Președintele Consiliului Județean Hunedoara a hotărât că orice achiziție mai mare de 10 milioane vechi, lei vechi sau 1000 de lei noi să fie publicată pe site-ul instituției și astfel toți doritorii care, nu știu, au mărfurile pe stoc și vor să vândă și să beneficieze, să zic așa, de o afacere cu Consiliul Județean, să aibă acces la această informație. Vedem știrea și ne întoarcem. Astfel, de când David este președinte, toate aceste date de interes major se află deja pe site-ul instituției județene. Am pus un regulament pentru a transparentiza achizițiile publice. Ne interesează să lumea să știe că intenționăm să cumpărăm ceva, spunând că orice om care vinde un produs sau un serviciu să știe că la Consiliul Județean e nevoie de ce produce sau de ce poate face o persoană juridică. Odată publicate aceste informații pe site-ul instituției, la procedurile de achiziție s-ar obține un preț mai bun pentru produsele și serviciile dorite de Consiliul Județean. Atunci când avem o concurență mare, prețul și pe mine mă interesează, pentru că dincolo de un serviciu de calitate, trebuie să facem și o economie. Nu în ultimul rând, președintele Consiliului Județean are în plan ca de anul viitor să se stabilească de la bun început cum trebuie să arate un plan de achiziții pe tot anul, iar toate cele necesare în instituția pe care o conduce să fie stabilite încă de la începutul anului. Este foarte important să înțelegem că toate instituțiile astea, începând de la Guvernul României și până la ultima primărie de comună, să zic așa, vorbesc de ultima primărie, nu că ar fi una ultima pe listă, ci de o primărie care nu are atâtea fonduri și de o primărie de comună care nu are atât de mulți locuitori ca număr. Dar de asta am zis până la ultima primărie. Deci, orice instituție, de la guvern până la orice primărie care există în România asta, lucrează cu banii noștri. Lucrează cu bani proveniți din impozitele și taxele pe care noi le plătim. Decizia asta mi se pare binevenită, decizia președintelui Consiliului Județean, pentru că ea vine să facă lumină aici într-un domeniu în care de multe ori s-au făcut afaceri, nu doar s-au adus acuzații că s-au făcut afaceri, chiar s-au făcut afaceri așa, un pic mai pe sub masă. Și din acest punct de vedere rămâne să descoperim în viitor dacă, într-adevăr, orice afacerist care are, nu știu, vinde orice, da, are șanse să facă afaceri cu Consiliul Județean sau numai câțiva aleși. Pentru că aleși, bineînțeles, știți dumneavoastră pe ce criteriu, da? Cu parandărătul, cu comisionul, cu... știți? Pentru că e mitul ăsta care încă este în vigoare și încă există, a, și jurnaliști, și oameni simpli, și, nu știu, cine vreți dumneavoastră, oameni în general care vin și aduc acuze administrațiilor. Bun, nici administrațiile nu sunt tocmai ușă de biserică, astfel că e clar că de unde nu-i foc, nu iasă fum, știți? Dacă nu-i foc, nu iasă fum. Rămâne să vedem dacă această măsură a președintelui Consiliului Județean va aduce pentru județul Hunedoara și pentru Consiliul Județean Hunedoara un plus de, și de calitate și mai multe economii. Pentru că e important ca banii noștri să știm unde se duc și ce se face cu ei și e important să intre, nu știu, oricine dorește și poate să intre într-o relație contractuală cu Consiliul Județean. Trecem la a doua știre.
s-au trezit și politicienii, în sfârșit s-a trezit opoziția, nu știu care l-a trezit pe domnul Gligor și pe președintele Consiliului Județean Adrian David, că i-a trezit repede din... Era cam multă tăcere în zona asta. Noul PNL nu a demonstrat mari calități de opozant al guvernului Victor Ponta, nici la București, nici în teritoriu. Adică, hai să fim serioși, sunt slăbuți. E punctul meu de vedere și nu renunț la el. O conferință de presă, bătaie de joc la adresa complexului energetic Hunedoara, acuzații aduse directorilor PSD-iști. Aveți grijă, vedem știrea, ne întoarcem. Adrian David, președintele Consiliului Județean Hunedoara și membru al biroului executiv din PNL, dar și copreședintele acestei formațiuni politice din Hunedoara, Dorin Gligor, au susținut la Petroșani că actualul guvern își bate joc de minerii care au votat cu Victor Ponta. Asta pentru că tot ce se întâmplă acum aici este politic și că tocmai puterea este cea care se îndreaptă împotriva celor care i-au înscăunat. Săptămâna trecută, planul de restructurare, îndelung așteptat de noi toți, a fost respins de Comisia Europeană, mai exact s-au întors cu anumite obiecțiuni. Această situație este de natură să genereze o criză fără precedent și, din punctul nostru de vedere, fără ieșire. Denotă lipsa de interes și bătaia de joc pe care au demonstrat-o cei care în ultimii ani s-au ocupat, sau bătaia de joc asupra modului cum s-au ocupat de conducerea acestei companii. Dorin Gligor a ținut să precizeze că situația de acum de la complexul energetic Hunedoara este generată doar de clasa politică de la guvernare, incapabilă să gestioneze acest colos industrial, iar scenariul pare desprins din cel de la Oltchim. Ce constat acum e o mare inconsecvență și, dacă doriți, e un spectacol ceea ce am văzut la Oltchim. S-a făcut mult circ, mult spectacol, interese majore ascunse de acest spectacol mediatic și, până la urmă, Olchimul s-a închis. Și aici am văzut o sarabandă de directori, vin alți directori noi care nu mai au nicio responsabilitate de ce s-a întâmplat, o inconsecvență managerială absolut inacceptabilă. Gligor a atras atenția că este nevoie de cărbune, de minerit, și în plus a susținut că în luna noiembrie, mai exact în data de 19, se va discuta cu specialiștii în energie pe care i-are PNL despre o strategie mai bună. Sunt oameni pricepuți în domeniul energetic și luna viitoare vă vom prezenta și la Petroșani și la Deva viziunea Partidului Național Liberal a ceea ce înseamnă inclusiv soarta cehului. Dar totul converge acolo unde eu v-am spus în concluzie. Mai are sau nu mai are strategic România nevoie de cărbune. Strategia făcută de cei de la ISPE, care au și fost plătiți de CEH, a fost deocamdată respinsă, dar de la CEH nu am primit decât o comunicare prin intermediul biroului de presă, în care oamenii din Valea Jiului sunt oarecum lămuriți că se fac demersuri pentru viitor. În acest comunicat se arată sec, fără să fie nevoie și de prezența directorului Emil Floruț la Petroșani, că săptămâna viitoare Ministerul Energiei va transmite Comisiei o notificare prin care ajutorul de salvare urmează a fi transformat în ajutor de restructurare. Ajutorul de restructurare va putea fi folosit la conversia datoriilor și finanțarea măsurilor din planul de restructurare. Măsurile propuse prin planul de restructurare vor trebui cofinanțate și din resurse proprii ale complexului energetic Hunedoara, în condițiile reducerii progresive a costurilor și demonstrarea viabilității activității pe o perioadă de 3 ani. Restructurarea vizează reorganizarea structurală și creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate ale CEH, se arată în comunicat. Să auzi pe cineva care a fost în sistem, da, și care a deținut o funcție la termocentrala Paroșeni, cum a fost domnul Gligor, da? Dorin Oliviu Gligor, care e vicepreședintele Consiliului Județean acum, da? Să auzi aducând niște acuzații, stai așa și te gândești: mă, frate, dar pe vremea voastră, cum a fost? Ați dat voi un randament extraordinar și brusc, subit, și dintr-o dată au venit PSD-iștii și au distrus tot ce însemna minerit, termocentrale. Nu, fraților, s-au făcut afaceri pe vremea tuturor.
Asta nu ne spun domnii pe care i-ați văzut dumneavoastră la televizor susținând conferința de presă. S-au făcut afaceri bune și bănoase și grase, s-au pus oameni, s-au dat oameni afară, s-au învârtit destule fonduri pe vremea tuturor guvernelor. Asta cu numai PSD-știi străi și noi suntem buni, nu ține. Nu ține pentru că dacă stăm bine să ne uităm, s-au încercat diferite formule. Da, ultima dintre ele, celebrul USL, da, a fost un fiasco total după, nu știu, câteva luni. Se simțea dinainte că e o prostie, dar au vrut oamenii ăștia din PNL și PSD și încă ceva partidulețe, da, UNPR-ul, Oprea și PC-ul, Dan Voiculescu și altele, să se lupte cu marele Balaur Băsescu. Hai să fim serioși. Au ajuns acolo pe scaune, nu s-au mai înțeles, s-a scindat USL-ul, a încercat să-i facă respirație gură la gură domnul Ponta. E, uite, acum foștii colegi, după ce au tăcut foarte, foarte mult, da, eu tare mă întreb unde a fost domnul Gligor și unde a fost domnul David și unde au fost toți oamenii care fac declarații acum, când e problema foarte gravă cu termocentralele și cu minele, unde au fost până acum? Nu i-a interesat. Sau au avut oamenii lor puși acolo, sau chiar au lucrat, după cum spuneam, de domnul Licor, da? În sistem, bine mersi, extraordinar. Mă dați performat, domnul Licor. Ați adus foarte multă plus valoare, sau nu știm noi. Dintr-o dată s-a devalizat segmentul ăsta minier și de producere a energiei electrice doar în guvernul Victor Ponta, doar pe timpul guvernării lui Victor Ponta? E o întrebare pe care nu o pun foarte mult, e, uite că eu o pun și nu mai insist pentru că n-are niciun fel de sens, pentru că răspunsurile nu le voi primi și nu le veți primi niciodată, stimați telespectatori, pentru că așa sunt politicienii noștri. Nu plecăm din sectorul acesta al mineritului și producerii de energie electrică, pentru că un lider sindical din Valea Jiului a făcut greva foamei. Vedem știrea și ne întoarcem ca să o comentăm. Eu nu voi da niciodată înapoi. Voi m-ați ales, eu trebuie să fac ceva pentru voi. Voi fi acuzat de diferiți șacal din politica asta murdară și nesimțită care ne lasă să ne târâm de pe zi pe alta. În momentul ăsta, din ora 11 fix, eu sunt în greva foamei. Protestul meu îl voi decide în câteva minute unde va fi și pe ce durată va fi. Cum v-am spus, cer prezența premierului și a ministrului Gerea în Valea Jiului să ne dea, nu protocol, nu documente false, să ne dea documente adevărate care va fi răspunzător. Premierul și ministrul să răspundă în fața noastră. Dacă de atâtea ori au avut nevoie de voturile noastre și cum bine știți am plecat sacii plini de voturi din Valea Jiului, să facă bine să ne spună. La zi cu voi sau veți trăi în continuare în minerit. Pădurarul susține că a ajuns la capătul răbdărilor. Lipsa unei informări oficiale după vizita delegației CEH la Bruxelles de săptămâna trecută determinându-l pe acesta să recurgă la greva foamei. Conducătorii noștri din CEH și de la minister ne-au adus într-o situație în care nu mai putem rezista, nu mai pot accepta minciunile și promisiunile deșarte făcute de către ei. Am decis la acest gest extrem să atenționez factorii de decizie de la nivel guvernamental, să-și întoarcă fața, dacă vor și dacă binevoiesc, către noi, către mineri, să ne spună odată ce se întâmplă cu noi. Solicit chiar prezența premierului, chiar dacă a fost de multe ori în jurul județului Hunedoara, nu știu de ce a putut să facă gestul de a ne ocoli pe noi minerii, iar și el ar trebui acum să-și îndrepte atenția către noi, să ne spună odată soarta noastră, să știm ce se întâmplă cu noi în viitorii 2 ani, 3 ani, 10 ani, 20 de ani. La ultimul protest în primăvara acestui an, Vasile Păduraru s-a legat cu lanțuri de poarta minei Lonea. Este interesant că liderii sindicali au tăcut foarte mult. Bine, a și fost, nu știu, povestea
prinderii și încarcerării lui Miron Cosma și altor lideri sindicali, pentru că mineriadele pe care le-au făcut în istorie la minerii ne-au dat foarte, foarte mult înapoi și așa că au devenit cam timorați liderii sindicali. Asta însă nu este o scuză, pentru că toată lumea a tăcut. Noi am făcut emisiuni destul de târzior cu liderii sindicali care, nu știu, s-au arătat dispuși să vină și să vorbească despre soarta complexului energetic Hunedoara. Destul de târziu, când deja situația nu mai putea fi îndreptată. Este prețul plătit, nu știu, pentru tot ceea ce s-a întâmplat de la începutul democrației noastre tinere, da? Când minerii au crezut că pot ei să facă legea în țara asta și n-au făcut bine. Știți? Când s-au dus la București, au bătut oameni, etc., etc. Și atunci, orice politician român, din orice partid, și-a dat seama foarte ușor că această forță redutabilă care au fost minerii, da, au fost, vorbim la timpul trecut, trebuie cumva disipată, trebuie spartă, trebuie fracturată, împărțită sau chiar eradicată. E, uite că se întâmplă lucrul ăsta. O să vedeți mai încolo în știri că n-a venit muntele la Mahomed, ci s-a dus Mahomed la munte, adică n-a venit nici primul ministru, nici ministrul Gerea în Valea Jiului, da, să nu anticipăm. Trecem la următoarea știre. Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ne demonstrează că lucrează și s-au dus în controle și au dat amenzi celor care n-au fost foarte cuminți și cinstiți față de clienții lor și n-au păstrat alimentele în condiții foarte bune. Știrea și ne întoarcem să o comentăm. Pe parcursul lunii octombrie, inspectorii din cadrul DSVSA Hunedoara au desfășurat o serie de controle în magazinele din județ. Verificările au vizat siguranța alimentelor și respectarea normelor sanitar-veterinare. Deoarece inspectorii au identificat diverse nereguli în magazine, mai mulți agenți economici s-au ales cu sancțiuni contravenționale. Pe toată perioada lunii octombrie și până în prezent au fost efectuate 90 de controle. În urma acestora, organele de control au aplicat 7 amenzi contravenționale în valoare totală de 4.500 de lei și 13 avertismente. Sancțiunile au fost aplicate pentru igienă necorespunzătoare a spațiilor tehnologice, lipsa documentelor sau necompletarea la zi a acestora, depozitare necorespunzătoare a alimentelor. Pe lângă amenziile contravenționale pe care le-au aplicat inspectorii sanitar-veterinari, aceștia au mai emis și o ordonanță de suspendare a activității a unui centru de prelucrare a laptelui din județ. Potrivit reprezentanților DSVSA Hunedoara, motivul se datorează nerespectării condițiilor de igienă a spațiilor. Toate instituțiile astea de control din România sunt subdimensionate și afiliate politic, da? Nu la mod oficial, dar oamenii sunt numiți clar de către partidele politice în fruntea lor. Acum, avem o problemă foarte mare, pentru că îmbolnăvirea populației și menținerea stării acestea de, să vă spun eu, nu știu, gherila alimentară, aș putea să o numesc, durează de foarte mulți ani. De ce spun gherila alimentară? Pentru că mâncăm o grămadă de euro, pentru că nu interesează pe aia care pot să facă legea, nu pe ăștia mici de ai noștri. Pentru că ăștia săraci și primesc un telefon de la București, bă, mergeți în control la Carmangerii. Și ei salută frumușel cu mâna la chipiu și se duc acolo unde le ordonă șefii de la București. Bineînțeles că în momentul în care ajung la o Carmangerie, dau exemplu cu Carmangeriile, da? Unde patronul are o cunoștință sau este chiar într-un anume partid sau partiduleț, se mai schimbă niște lucruri, adică, nu știu, controlul găsește totul în bună regulă. Da? Sistemul funcționează, nu este niciun fel de secret. Problema mare este că suntem otrăviți noi, da, românii, așa, sistematic. Avem marfă de calitate foarte proastă, de calitate scăzută, pe care noi continuăm să o cumpărăm. Pentru că nu găsește altceva. Și acum e așa un fel de rai în România. Chiar dacă există un codex alimentarius, chiar dacă există niște liste cu substanțe permise sau interzise, chiar dacă există o grămadă de reglementări ale Uniunii Europene, ele funcționează acolo
dincolo de granița României, pentru că în România, dacă stai să te duci și să vezi, domnule, aveți un laborator, există posibilitatea să cercetăm dacă au respectat producătorii, în primul și în primul rând, rețeta pe care au scris-o pe etichete. Hai să fim serioși, astea sunt povești. Nu vreau să arunc în derizoriu întreaga industrie alimentară, dar sunt niște realități pe care le simțim pe pielea noastră. Și de unde atâtea boli, întreb și eu, de unde atâtea boli cardiovasculare, boli, știu eu, ale ficatului, ale stomacului, și numai să fie numai stresul? Bun, dar unii n-au niciun stres pe lumea asta. E, la răspunsul ăsta, la întrebarea asta, pardon, răspunsul ar trebui să mi-l dea cei care conduc autoritățile ce controlează tot ce se întâmplă în România noastră mare și frumoasă. Ajungem la jumătatea emisiunii și trecem la următoarea știre. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, a fost audiat la DNA. Vedem știrea și ne întoarcem. Prezent în cadrul emisiunii ediție specială de marți, președintele Consiliului Județean Hunedoara a declarat că nu are nimic de ascuns cu privire la activitatea pe care o desfășoară în cadrul administrației județene. Vă asigur pe toți că nu am săvârșit nicio infracțiune în calitate de vicepreședinte sau președinte al Consiliului Județean, nici în timpul serviciului, nici în afara serviciului. Pur și simplu nu exercit o îndatorire de cetățean al României, mă prezint în fața justiției pentru a da orice lămurire sunt capabil să dau cu privire la activitatea mea. Președintele Consiliului Județean a fost audiat astăzi la sediul DNA Alba Iulia. Acesta a declarat la ieșirea de la audieri că a fost întrebat despre activitatea sa de consilier județean, cât și de vicepreședinte și președinte al Consiliului Județean. Atât David, cât și vicepreședintele Vetuța Stănescu și cei 8 consilieri județeni au fost citați în calitate de martori în dosarul în care fostul președinte al Consiliului Județean Hunedoara Mircea Ioan Moloț și fostul vicepreședinte Tiberiu Balint sunt acuzați de corupție. E bine că DNA începe să se miște și e bine că dorește să facă lumină. E bine și că începe pelerinajul consilierilor județeni spre DNA. Pentru că prea mult s-a, nu știu, chiar s-a demonizat un anume personaj, vorbesc de Mircea Ion Moloț, care a fost președintele Consiliului Județean. E, nu putea să facă singur toate lucrurile care îi se impun. Eu știu că lumea vorbește pe la colțuri una sau alta, dar una e să vorbești și alta e să poți dovedi. Asta încearcă procurorii acum. Și ideea de justiție cam asta presupune. Dom'le, dacă tu zici că ești vinovat, demonstrează-mi vinovăția. Vedeți, încă stau pe scaune. Bine mersi, consilierii județeni, și iau hotărâri și semnează și ridică mâna și au pe masă toate rapoartele. Să nu credeți niște îngerași, niște oameni care stau acolo și, domne, suntem masă de manevră. Stați un pic. Aveți libertate, aveți posibilitatea să protestați, aveți posibilitatea, când ați consilier județeni, să vă spuneți punctul de vedere, chiar și în ședințe. A fost cam multă pace. Aici este marea problemă și aici trebuie să dea de gândit oricărui alegător, pentru că din punctul ăsta de vedere, în toate consiliile locale, avem consilii locale și primarul iasă și se bate cu cărămida în piept. Bă, eu am făcut. Nu, stai un pic, n-ai făcut singur și n-ai făcut pe banii tăi. Sau președintele Consiliului Județean. Da? He, am făcut sau am dres sau nu. E o întreagă echipă acolo. E, întreaga echipă trebuie să răspundă. Și dacă oamenii respectivi sunt chemați acolo, sunt chemați cu un rost. Rostul este să se facă lumină. Să se facă lumină în toată povestea asta, ceea ce ne și dorim și își dorește toată lumea. Și dacă sunt vinovați, să fie condamnați, dar dacă nu, scandalul ar trebui să înceteze, pentru că nu putem trăi într-o lume alimentată în permanență de scandalul. Eu de asta m-am abținut să fac afirmații care să, nu știu, incrimineze pe cineva. Pentru că atâta timp cât justiția din România nu spune este vinovat sau nu este vinovat, bine, pot discuta pedepsele, cum am făcut. Pot discuta, nu știu, corectitudinea verdictului. Da? Asta se poate discuta oricând. Dar înaintea justiției niciodată. Niciodată n-am făcut-o și niciodată nu o să o fac, pentru că nu este normal. Lucrurile astea ar trebui foarte bine puse la punct de către societatea civilă.
Deci ar trebui să existe legi. Se chinuie unii să dea legi împotriva calumniei, se chinuie unii să dea legi împotriva multor excese pe care le are politica și societatea românească. Din păcate, nu există legi care să pună la punct justiția. O să ziceți, ești nebun, Mihuleț, ce ne spui tu aici? Păi vă spun, pentru că tot ceea ce înseamnă verdicte care sunt pentru aceeași cauză, să zicem, da? Nu seamănă un verdict cu alt verdict dat, deci verdicte date de instanțe diferite, verdicte diferite. Păi nu e aceeași lege, fraților? A, e interpretabilă? Aici este marea problemă. Și atunci, de asta justiția trebuie să-și facă datoria și în cazul ăsta și trebuie să-și o facă foarte corect și consilierii județeni să dea acolo cu subsemnatul și să spună. Pentru că nimeni n-a putut face de unul singur la buzunare, da, cum se vorbește, un întreg județ. Aia, dacă dumneavoastră credeți așa ceva, atunci avem o mare problemă. Bine, mai sunt și funcționari din Consiliul Județean care, de asemenea, trebuie să dea cu subsemnatul. Există și un compartiment juridic care avizează tot. Deci toate aceste filtre, să zic așa, ele sunt așezate, puse cu mare grijă de către cei care au stabilit regulile după care se conduce o anume instituție. Și, cum să vă spun eu, dacă regulile nu sunt respectate, ajungem rău. Ne-am apropiat de jumătatea emisiunii, de fapt suntem chiar la jumătatea emisiunii și vom vorbi, stimați telespectatori, după pauză, despre bursa locurilor de muncă, să vedem ce se mai găsește de lucru în județul Hunedoara, despre succesul sau insuccesul liderilor sindicali de a aduce pe mai mari guvernului în Valea Jiului. Vine o conferință cu vederi, da? Cu cărți poștale pe care a făcut-o PNL-ul. Și mai avem subiecte, rămâneți alături de noi, pauză și revenim. Am revenit, stimați telespectatori, bursa locurilor de muncă a avut în această ediție care s-a desfășurat săptămâna trecută o componentă foarte interesantă, au fost aduse și persoane private de libertate, mai precis deținuți, pentru ca să vadă cum își pot găsi un loc de muncă. Vedem știrea și ne întoarcem să comentăm. La solicitarea agenților economici, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a organizat o bursă în Deva, Hunedoara și Petroșani. La bursa de astăzi au participat și deținuții de la penitenciarul Bârcea Mare. La această bursă au participat inclusiv un grup de 18 deținuți de la penitenciarul Bârcea, care se află în faze terminale ale detenției. Au venit aici tocmai pentru a vedea cum se desfășoară o mediere a muncii, pentru a intra direct în contact cu angajatorii și pentru a vedea ce facilități le pot fi oferite după ieșirea din detenție și angajarea în câmpul muncii. M-ar interesa ca după ce mă voi elibera din penitenciar să am unde să mă angajez. Și ai găsit ceva oferte? Eu am făcut o calificare în penitenciar, patiser, și m-am uitat aici ce opțiuni am și am găsit ce găsesc, ce caut. Aștept să mă eliberez și să mă angajez, să mă reintegrez în societate. Agenții economici din județul Hunedoara au pus la dispoziție a șomerilor hunedoreni 114 locuri de muncă, iar oferta a fost variată. Agent contractor și achiziții, două posturi vacante și un post lucrător mecanic, lăcătuș mecanic. Da, sunt. Pentru postul de lăcătuș mecanic au fost 3 aplicații, iar pentru agent contractor și achiziții 6. La nivelul județului Hunedoara sunt disponibile aproximativ 900 de locuri de muncă. Lista cu joburile disponibile poate fi consultată la sediile agențiilor locale ale AJFM Hunedoara sau pe site-ul instituției. E important să poți să-ți câștigi cinstit pâinea cea de toate zilele. Din păcate, în județul Hunedoara, oferta de locuri de muncă este încă scăzută. Să ai mai puțin de 1000 de locuri de muncă la o asemenea cerere, să zic așa, e
strigător la cer, pentru că de asta au plecat foarte, foarte mulți în străinătate, pentru că nu-și găsesc un loc de muncă plătit decent. Oricum, și ceea ce avem acum, la momentul acesta, în județul Hunedoara, ca salarii sunt vai șamar. De ce? Pentru că nu ne putem compara cu orașele de graniță, Timișoara sau Arad, unde poți face afaceri, poți să-ți găsești de lucru chiar și în Ungaria sau în alte părți. Da? Nu ne putem compara cu orașele mari precum Clujul, da? Iarăși care are o industrie, Târgu Mureșul, unde încă mai merge producția. La noi a cam murit totul și atunci patronii noștri și cei care fac o afacere în județul Hunedoara, normal că își permit să trateze forța de muncă așa, cu, nu știu, un dispreț. Da, nu mă feresc, uite, de cuvântul ăsta, cu un dispreț. Ia mă, ce comentezi, hai că mai stau 10 la ușă. Nu e chiar așa, pentru că toți cei care știu să facă o meserie și să facă o meserie bine și rapid și corect și din toate punctele de vedere satisfăcător și pentru client și pentru patron și pentru ei înșiși, da? Mulți dintre ei, nu toți, hai să nu fiu rău, au plecat în străinătate, pentru că nu poți să stai și să trăiești pe un salariu de 1000 de lei, 1200, 1500 de lei. E foarte, foarte greu să te descurci. Știu asta din proprie inițiativă. Dacă nu vrei să mori de foame și nu vrei să ai mari probleme în familie, să zic așa, trebuie să-ți mai iei un job sau două. Vedeți că-s prost plătite. În Timișoara, în Arad, peste tot în orașele astea mai mari, în Cluj, da? Nu vorbim de ce este peste Carpați, în Brașov, nu e chiar așa. Pe Hunedoara au pus-o la pământ, întreg județul Hunedoara, pe industria, pe ea, pe industria hunedoreană. Și atunci, de asta există această stare de fapt, care clar că este enervant. Trecem la următorul subiect. Am spus în prima parte a emisiunii, dacă n-a venit Mohamed la munte, se duce muntele la Mohamed, sau invers. Da, am greșit. În sfârșit, liderii sindicali care au început greva foamei în Valea Jiului au cerut imperativ ca să vină domnul ministru Gerea sau primul ministru al României, Victor Ponta, și să discute cu ei și să-și ia niște angajamente foarte, foarte clare. Ei știu cel mai bine dacă mai sunt zăcăminte în subsol și vor ca activitatea de exploatare a huilei să nu se oprească în 2018, așa cum stau lucrurile acum. Vasile Păduraru a stat două zile în greva foamei și colegul său, Ciubotaru, i s-a alăturat în cea de-a doua zi de protest extrem. Dar aseară au decis să întrerupă protestul. Nu a venit Gerea în Valea Jiului așa cum au cerut ei, dar merg ei la București și speră să poarte discuții care să salveze mineritul și poate întreaga economie a județului Hunedoara. Deocamdată protestul meu este suspendat. Nu am renunțat definitiv la el. M-am hotărât să merg și eu cu colegii mei, să fiu acolo, să aud și eu cu urechile mele ce are de gând domnul ministru și sper să fie de bine pentru Valea Jiului și pentru județul Hunedoara. Dacă Gerea nu le dă o veste bună, liderul de la Mina Lonea, Vasile Păduraru, revine în curtea Complexului Energetic Hunedoara ca să protesteze. Sunt hotărât să continui protestul. Dacă tot ce spune ministrul acum nu poate dovedi, nu este palpabil și nu ne poate convinge că mineritul continuă în Valea Jiului și după 2018. Vasile Păduraru a stat două zile în greva foamei și a ajuns la spital după ce a fost luat cu salvarea din fața CEH, din cauza stării sale de sănătate. Alături i-a stat și liderul de la Vulcan, Ion Ciubotaru, iar după întâlnirea de la București vor lua o decizie în consecință. Nu s-a întâmplat acest lucru. După două zile de greva foamei au renunțat, pentru că în prima zi a fost un lider și după aceea s-a mai alăturat unul. Au renunțat liderii sindicali la această acțiune, nu de tot. Ei au spus că au suspendat-o și se vor duce la București să vorbească în birourile frumoase cu scaune bine căptușite, acolo în liniște, dar nederanjați de nimeni, cu SPP-ul la ușă. Vedeți? Aici este marea problemă. E greu, oricum, și dacă venea Victor Ponta în Valea Jiului și dacă venea Gerea, făceau ce? Căzarurile deja sunt aruncate, jocurile deja sunt făcute.
Și oricum s-a furat foarte mult în sectorul ăsta minier ca să mai poți să faci ceva. Până acum, cu banii care s-au dus pe diferite căi din minerit, se putea retehnologiza foarte, foarte bine și cu tehnologie de ultimă oră, zic eu, Valea Jiului. Multe mine din Valea Jiului. Da, asta este. Ia auziți, următoarea știre este una tare faină, pentru că la conferința de presă a PNL-ului, domnul primar al municipiului Deva, Petru Mărginean, și domnul deputat Bogdan Țâmpău, tot deputat de Deva, s-au gândit ei așa la o soluție cum să salveze Poșta Română. Nu, serios, Poșta Română, și cum să-și facă ei campanie electorală pe banii noștri. Cum ce are asta cu Cehu? E, cu Cehu are mare problemă, pentru că ei s-au gândit să-i trimitem noi deveni felicitări scrise de către ei, de către peneliști, pe care ni le vor pune la dispoziție premierului Victor Ponta, și vor pune la dispoziție vreo 20.000 de pliante pe care noi, fraierii de deveni, să lipim în timbru de un leu și să-l trimitem la guvern. Vă puteți închipui? Hai să vedem conferința și revenim. Într-o conferință de presă susținută astăzi la Deva, copreședintele filialei județene a PNL Hunedoara susține că vinovații de situația dezastruoasă în care a ajuns complexul energetic Hunedoara, respectiv termocentrala Mintia, sunt directorii PSD care s-au aflat la conducerea companiei. Fac un apel la responsabilitate din partea PSD Hunedoara să își asume toate efectele activității oamenilor pe care ei au susținut în funcțiile de director al complexului energetic Hunedoara și pe toate funcțiile de decizie din interiorul acestui complex. În plus, reprezentanții PNL Hunedoara fac apel și la deveni pentru a se implica în salvarea termocentralei Mintia. Am elaborat un material care se numește Termocentrala Mintia distrusă de incompetența directorilor PSD. El este prezentat în această formă și va fi distribuit gratuit tuturor locuitorilor din Deva. Acest material are o jumătate care e structurat sub formă de felicitare, de vedere. Dacă el este rupt pe linia punctată și fiecare dintre cei care primesc lipesc un timbru de un leu pe această felicitare care este deja adresată Guvernului României, domnului prim-ministru Victor Ponta, Palatul Victoria, Piața Victoriei numărul 1, sector 1 București, și o depunem prima căsuță poștală, avem certitudinea că vom crea acea presiune necesară, astfel încât vocile noastre, celor care locuiesc în municipiul Deva, în județul Hunedoara, să se facă auzite. În municipiul Deva, 7.000 de familii și 23 de agenți economici sunt branșați la sistemul centralizat de termoficare. Noi primăria și Consiliul Local, cu sprijin financiar, să rebranșăm în continuare acest restul de familii, pentru că să există o alternativă la prețul gazului care va crește în viitor. Fapt de la care am primit mulțumiri la întâlnirile cu Banca Mondială și la Deva și la București pentru acest lucru. Și am spus, gândim chiar la un proiect comun în care să reabilităm rețeaua secundară de termoficare de pe teritoriul Unității Administrative Teritoriale a municipiului Deva. Primarul Devei a mai declarat că va face în continuare demersuri pentru ca și cei în măsură să ia decizii să înțeleagă cât de gravă este situația și cât de urgentă este luarea de măsuri pentru salvarea complexului energetic Hunedoara și implicita termocentralei Mintia. Eu am crezut că băieții ăștia glumesc, dar se pare că nu. Se pare că ei vor să scoată din dificultăți instituția care se numește Poșta Română. Adică, bun, eu înțeleg faptul că există multă prostie în politica românească. M-am oprit, dar chiar în halul ăsta să ne credeți proști, măi, fraților.
Adică să trimit eu pe banii mei scrisoare la guvern, când voi n-ați fost în stare să faceți opoziție absolut nimic, când niciun parlamentar de-al vostru n-a strigat și nu s-a legat cu lanțurile de ușa Parlamentului ca să-l oblige pe Victor Ponta să vină și să dea socoteală Parlamentului. Când e atât de, cum să vă spun eu, simplu să te duci și să explici niște lucruri acolo, adică să trimitem noi scrisori. Păi măi, oameni buni, eu știu că ne credeți proști, dar asta e aroganța maximă pe care voi o manifestați față de electoratul care v-a ales și aroganța maximă față de inteligența noastră, a tuturor. Să vii să-mi spui de parcă Ponta și Gerea nu știu ce se dă și ce se cere. Oricum, județul Hunedoara va vota, nu știu, așa cum a mai votat. Oricum, nu am niciun fel de așteptare de la electoratul ăsta tâmp pe care încercăm să le educăm prin televiziune de o grămadă de ani și care votează pentru că primesc alegătorii găleți, nu știu, ulei, făină și alte cele. Și se duc cu pachetele frumos consilierii și, nu știu, aparatul de partid din toate satele, din toate comunele, din toate orașele unde trebuie și știu că își asigură votul. Oricum votează oricum. Doriți voi, da? Acum să ne mai și umiliți, asta e umilința maximă pe care poate să îndure, nu știu, un oraș, un județ, niște oameni. Ia trimiteți-mă scrisori la Victor Ponta, adică noi suntem proști, nu știm să-i scriem la Victor Ponta dacă dorim. Nu, mergeți voi în Parlament, mergeți voi și încercați să faceți ca să nu piară mineritul. Numai că nu prea aveți cum, că și voi ați fost tot în gașca ălora, sau faceți parte din gașca ălora, care se numesc partide politice, că sunt găști partide politice, cum vreți să le spuneți, care, nu să vă spun eu, și-au numit directorii, da, pe funcții. O să vedem imediat ce se întâmplă în viitor și ce se va întâmpla în viitor. Da, la ultima știre, stimați telespectatori, nu vreau să anticipez. Bun. Drumul spre Sarmize Getuza încet, încet prinde contur și a prins bine pentru că lucrările au trecut de jumătate și undeva până la 15 noiembrie lucrările se vor apropia de un final sau, mă rog, până la începutul lunii decembrie. Vedem știrea și ne întoarcem. Jurnaliștii au fost invitați de conducerea Consiliului Județean să vadă stadiul în care se află lucrările de modernizare a drumului spre Sarmize Getuza Regia. Intenția noastră este ca până în 15 noiembrie constructorul să finalizeze de turnat tot asfaltul, iar până la, nu știu, 1-2 decembrie, cât să mai putea lucra, sau înainte de începutul lunii decembrie, să finalizeze restul de lucrări. Anul trecut au fost peste 32.000 de turiști care au plătit bilet de intrare la Sarmize Getuza Regia, iar în acest an au vizitat capitala regatului Dac 27.000 de persoane, în condițiile în care în primele două luni ale anului monumentul a fost închis vizitării. Cu siguranță, conform regulamentului de vizitare, situl nu se va închide și mai mult nu se va închide din pricină că există o clauză contractuală privind exploatarea acestui drum timp de 5 ani, indiferent de anotimp. Modernizarea drumului spre Sarmize Getuza Regia va scurta la jumătate timpul pentru parcurgerea celor 18 km de la Costești la cetate, iar administratorii monumentului se așteaptă ca și numărul să crească în mod considerabil. E, uite că se poate lucra și în România foarte bine. Așteptăm să treacă iarna asta peste drumul spre Sarmize Getuza să vedem calitatea lucrărilor. Sau, mă rog, vreo două ierni ar trebui să treacă să vedem calitatea lucrărilor. Pentru că lucrările astea herupistice, cu herupul, hai rapid, repede, facem, dregem, așa, s-au văzut și se văd, chiar și în municipiul reședință de județ. Și nu o să ne convină cât vor ține. Dar eu nu anticipez. Eu acum speculez și spun că suntem cu ochii pe cei care au făcut lucrările, pentru că ei trebuie să aibă, nu știu, niște garanții date pentru lucrarea respectivă. Și oamenii nu vor uita atât de ușor. E bine că se face drumul ăsta și că se termină, pentru că eram de râsul, nu știu, lumii întregi, nu doar a țării. El figura la un moment dat asfaltat,
cum figurează multe alte drumuri din județul Hunedoara și care nu sunt asfaltate. Și aici iarăși ar trebui să vină cineva și să întrebe oameni buni cum ați semnat niște lucrări de recepție. Da? Da, în sfârșit. E alt subiect. E bine că se face drumul spre Sarem Segetuza. Vreau să văd cât va ține. Și până acum felicitări firmei care lucrează pentru că s-au mișcat repede. Am fost în vara asta, înainte de începerea lucrărilor, pe acel drum. N-au avut extraordinar de multe provocări, dacă e să o luăm așa pe bune. Adică drumul era rău, plin de gropi, dar în momentul în care ai intrat cu utilajele și ai nivelat și ai pus ceea ce trebuie, ai putut să faci drumul în timp scurt. Pentru că, da, sunt vreo 18 km, însă nu au fost, nu știu, poduri, viaducte, lucrări din astea extraordinar de complicate, care să necesite timp și nu știu ce multe utilaje. Știți? Bine, cineva acum o să vină și o să-mi spună, hai să mergem să vedem pe teren. Poate că au avut și dificultăți în anumite locuri și nu am fost în stare să-mi dau seama când am mers pe drumul ăla neasfaltat, unde sunt aceste dificultăți. Bun, ultima știre vine să ne aducă debutul unui partid și să vedeți ce frumos se duc oamenii Măriei Sale, primarul municipiului Deva, să reînvie partidul lui Voiculescu. Nu știu acum, cu sau fără Voiculescu. E partidul puterii umaniste. Deci după ce a fost mic PC-ul ăla, Partidul Conservator, fost Partidul Umanist, s-a mai și rupt în două și ce să vă povestesc, mare politică știu ei să facă. O să vedeți cine face această politică, luăm știrea și ne întoarcem. Filiala județeană a Partidului Puterii Umaniste Hunedoara este condusă de Sorin Moldovan. Din aceasta fac parte foști membri PC, printre care Laura Chinci, administratorul public al municipiului Deva, sau Cosmin Vasile, directorul tehnic din primăria Deva. Pornim astăzi pe un drum nou, care deschide o serie de perspective legate de evoluția noastră ca oameni politici. Dorim să aducem alături de noi oameni cu experiență, dar și membrii proaspeți orientați către o politică ponderată, fără atacuri, fără jigniri, o politică orientată către oameni și nevoile acestora. Inițiem așadar un proiect nou care să aducă un suflu nou în viața politică din județul Hunedoara. Partidul Puterii Umaniste a luat ființă în vara acestui an, după ce europarlamentarul Maria Grapini și medicul chirurg Șerban Rădulescu au demisionat din PC, partidul fondat de Dan Voiculescu. Copreședintele PPU, Șerban Rădulescu, a declarat la Deva că această formațiune politică pune accentul pe clasa de mijloc a societății românești. Partidul Puterii Umaniste este un partid care pune un accent foarte important pe clasa de mijloc. Clasa de mijloc de care se vorbește de foarte multă vreme. Și, într-adevăr, în orice societate normală, clasa de mijloc este cea mai numeroasă și este cea care dă stabilitate unei societăți. Statul românesc a fost foarte multă vreme uitat, neglijat. Noi avem în proiectele noastre avem un proiect de dezvoltare a statului românesc. Reprezentanții Partidului Puterii Umaniste au declarat că vor merge singuri în alegerile de anul viitor. Dacă stau bine să mă uit la figurile pe care le-am văzut pe acolo și cine știu că participă, e clar că sunt oamenii lui Mărginean. Nu e niciun fel de secret lucrul ăsta. Și atunci, cum să nu iasă domnul Cosmin Vasile, directorul tehnic din primăria municipiului Deva, tot timpul la atac și să spună, domnule, ce facem noi este extraordinar de bine, că mai vor să prindă încă un mandat, mai vor să prindă încă o dată loc pe scaunul respectiv. Că ei sunt aduși, sau mă rog, sunt în conjunctura asta, în gașca asta, n-am zis bine gașcă, dar în sfârșit, da? Care conduce acum primăria municipiului Deva și care cu aroganță extraordinară vin să ne explice nouă, bă, semafoarele sunt bune, limitatoarele de viteză sunt extraordinare, de ce le-a spus numai micro? N-am primit răspuns la lucrul ăsta, la întrebarea asta. Lucrările pe care le facem noi în municipiul Deva sunt extraordinare. Hai pe bune, adică a scos asfaltul comunist și a pus un alt asfalt, nu asfalt, că nu e peste tot asfalt, dale de beton
capitaliste, pe bani extrem de mulți, zic eu, dar poate o să întrebe cineva. Și vrem și în politică și avem partidul cu căluț. Bine, deci în vecii vecilor nu puteau să prindă oamenii ăștia vreodată un loc în primărie și un loc, nu știu, să conducă destinele municipiului reședință de județ, dacă nu ar fi intrat într-o combinație, să zic așa, cum a fost cea numită USL. Niciodată. Dar mă rog, acum Voiculescu își reface partidul, eu așa o văd. E, s-a terminat și emisiunea de astăzi și până săptămâna viitoare mulțumesc colegului Raul Rosetti pentru grafică, mulțumesc colegului Peti Mezaroș care s-a întors la butoane și care a asigurat partea tehnică acestei emisiuni, mulțumesc întregii redacții de știri care v-a adus dumneavoastră în fiecare zi știri corecte și la subiect, să zic așa. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, că vă uitați la noi și ne suportați. No, să n-avem vorbe, eu v-am zis cât v-am zis, până săptămâna viitoare, no seara.